Accidentele aviatice pot fi împărțite în două categorii. Accidente ce ar fi putut fi prevenite și accidente ce nu ar fi putut fi prevenite. Iar cazul zborului de astăzi, și anume Aeroflot 593, reprezintă cel mai prevenibil accident din istoria aviației. Pe măsură ce pilotul automat se înclina în viraj, unghiul de atac, adică unghiul fluxului de aer asupra aripilor în raport cu delta deplasarea avionului, a început să crească rapid. Țineți-o, țineți manșa, țineți-o, a strigat Kudrinsky la Piskaryov și la Eldar. Ca răspuns, Eldar a ținut manșa în poziția neutră, în timp ce Piskaryov a încercat să încline înapoi spre stânga. În câteva secunde, 90 de grade, cu botul în sus, așa cădea avionul. Viteza, viteza, exclamă Piskaryov, întorcându-se spre Eldar, a strigat, virează în cealaltă direcție, striga spre un copil de 15 ani, Eldar virează în cealaltă direcție, vă dați seama că Eldar săracu nu înțelegea nimic. Forțele G au continuat să crească pe măsură ce spirala se strângea, făcându-i pe ocupanți să simtă de două ori greutatea lor normală. Cum un copil de 15 ani a ajuns în cockpitul unui Airbus A310 și care a fost lanțul de evenimente ce a dus la moartea a 75 de oameni? Dragi prieteni, pentru a răspunde aceste întrebări, va trebui să ne întoarcem în timp, să vorbim puțin despre Uniunea Sovietică și mai ales despre importantul an 1992. În 1992, compania aeriană Aeroflot s-a prezentat lumii cu o flotă de aeronave Airbus A310 nou achiziționate, primele sale aeronave occidentale și piesele centrale ale efortului său de a se poziționa ca o companie aeriană modernă și de a poziționa Rusia ca o țară modernă. Aviația unei țări spune foarte multe despre gradul de dezvoltare al țării respective, deci cu cât țara este mai dezvoltată, cu atât aviația este mai dezvoltată. Dar acest vis, această năzuință, avea să se dovedească tragic de scurtă. La 23 martie 1994, o aeronavă A310 a Aeroflot cu destinația Hong Kong s-a prăbușit brusc în miez de noapte, lăsând o amprentă îngrozitoare într-o pădure înzăpezită din adâncurile Siberiei. Din cele 75 de persoane aflate la bord, niciuna nu a supraviețuit. Ce ar fi putut face ca un avion nou-nouț, pilotat de oameni care se presupunea că se numără printre cei mai buni piloți de elită ai Rusiei, să se prăbușească de la 33.000 de picioare, adică vreo 10.000 de metri, în doar 2 minute și jumătate. Deși Aeroflot a încercat fără succes să ascundă acest lucru, răspunsul avea să uimească lumea. În momentul pierderii controlului, un copil de 15 ani pilota avionul. Din înregistrările obținute din cockpit voice recorder, avea să iasă la iveală o poveste intimă și tragică a unui tată mândru, a doi copii nerăbdători și a unui avion pe care niciunul dintre piloți nu-l înțelegea cu adevărat. Iar toate acestea pe care vi le-am spus s-au reunit într-un moment de judecată eronată și de suficiență pentru a provoca una dintre cele mai ciudate și mai tragice catastrofe aeriene din istorie. Сигнальные огни в безмолвии горят. Здесь наверху все явь, а не мираж. А на земле давным-давно боготворят наш самолет и классный экипаж. În Rusia, anii 90 sunt amintiți ca o perioadă de privațiuni, instabilitate și tragedie.
deoarece viziunea oportunităților care a strălucit pentru scurt timp în fața Uniunii Sovietice muribunde s-a transformat în schimb în colaps social. Ideea este că, deși în comunism oamenii trăiau în sărăcie, era o sărăcie pe care ei o controlau, pe care o cunoșteau. În momentul în care Uniunea Sovietică a căzut și s-a deschis lumea, evident că au apărut acolo o grămadă de probleme. Iar pe măsură ce haosul politic, inflația galopantă și penuria de bunuri de bază s-au răspândit în întreaga țară, nicio industrie nu a scăpat de convulsii, nici măcar companiile aeriene. Compania de stat Aeroflot, care deținea și opera toate avioanele civile din URSS, a fost divizată în părțile sale constitutive și vândută unor proprietari privați, rămânând doar cu o flotă de avioane de cursă lungă care zburau în principal pe rute internaționale. Forțată să se redefinească într-o economie radical diferită, Aeroflot a încercat să scape de reputația sa în legătură cu avioane inconfortabile, servicii de proastă calitate, transformându-se într-o companie aeriană modernă care nu numai că îmbunătățea reputația internațională a Rusiei, dar și normaliza zborurile cu Aeroflot ca mijloc viabil de călătorie pentru oameni de afaceri și turiștii din întreaga lume, indiferent dacă Rusia era sau nu destinația lor finală. La începutul anilor 90, cel mai mare obstacol în calea acestei viziuni a fost probabil flota Aeroflot, care era formată din aeronave construite în perioada sovietică și concepute pentru un model diferit de călătorie cu avionul. În cadrul economiei planificate din Uniunea Sovietică, transportul aerian era efectiv o formă de transport public, cu tarife artificial de mici, o rețea orientată spre acoperire maximă, mai degrabă decât spre profitabilitate, precum și cabine de pasageri și servicii la bord, de care, la un moment dat, cei de la Aviation Week spuneau ceva de genul că se asemănau mai mult cu cele ale unui serviciu feroviar sud-american decât cu cele ale unei companii aeriene. Motoarele avioanelor erau zgomotoase și ineficiente, scaunele erau foarte inconfortabile, iar problemele legate de siguranță îi făceau pe străini să ezite să se urce la bordul lor. În condițiile în care producția de avioane rusești noi și modernizate a încetat practic, conducerea Aeroflot a fost o singură soluție. Da, v-ați prins, să deschidă piața și să cumpere avioane occidentale. Alegerea aeronavelor de către Aeroflot a depins în cele din urmă de realitatea structurii rutelor companiei aeriene. Aeroflot rămăsese cu rute internaționale pe distanțe foarte lungi, care în cea mai mare parte nu puteau fi parcurse cu aeronave de fabricație sovietică, cu excepția cazului în care acestea se opreau la jumătatea drumului pentru alimentarea cu combustibil. În același timp însă, cele mai multe avioane de linie occidentale cu rază lungă de acțiune aveau prea multe locuri. Volumul de pasageri pe rute la Aeroflot era pur și simplu prea mic pentru a justifica achiziționarea unui 747 sau un McDonnell Douglas 11. În schimb, Aeroflot a optat pentru ceva mai mic. Airbus A310, a cărui capacitate de 220-240 de pasageri îl făcea fără îndoială cel mai mic avion de linie de mare capacitate construit vreodată și era, fără îndoială, și cel mai scurt. Aeroflot nu avea cum să acopere sau să ocupe cele 400 de locuri de pe un Boeing 747, dar pe A310 ar fi avut cel puțin o șansă fără a trebui să sacrifice prea mult în ceea ce privește autonomia. Deși avioanele au fost cumpărate noi din fabrică, A310 nu era deloc ultimul model Airbus. Deși incorpora unele sisteme de zbor automat relativ avansate, nu era un avion de tip fly-by-wire, avea încă conexiuni directe între cabina de pilotaj și comenzile de zbor. Avioanele vechi făceau legătura între cockpit și lucrurile pe care trebuie să le controleze avionul, eleroane, vertical stabilizer, horizontal stabilizer, se făcea fizic treaba asta prin niște cabluri. Acum, în momentul de față, avioanele sunt controlate electronic, este cu totul și cu totul o altă filozofie în momentul în care se construiesc avioanele acum, și când spun acum mă refer și la perioada anilor 90, față de perioada în care fuseseră construite avioanele sovietice anii 60-70. Automatizarea lui A310 era considerată sofisticată atunci când intrase în serviciu pentru prima dată în 1983, dar în 1992 nu mai era așa ceva state of the art. E ca și cum ți-ai cumpăra acum un iPhone 11 și ai spune, băi, ăsta este ultimul telefon. E un telefon bun, dar nu mai este cel mai șmecher telefon.
În fosta Uniune Sovietică însă a reprezentat un salt tehnologic revoluționar. În 1992, Rusia nu produsese încă un avion de pasageri care să poată fi pilotat de mai puțin de 3 piloți, cu atât mai puțin ceva care să se apropie de nivelul de automatizare de pe A310. Încă de la început, planul a fost de a incorpora avioanele A310 într-o filială specială a Aeroflot, care să acționeze ca imagine internațională a companiei aeriene. În 1992, marca specială ar fi fost lansată sub numele de Russian Airlines, în timp ce Aeroflot, în ansamblul său, a fost redenumit Aeroflot Russian International Airlines. O schimbare menită să sublinieze noul rol al companiei aeriene ca transportator de pavilion. Deși, în cele din urmă, brandingul nu avea să reziste, Aeroflot întorcându-se din nou spre interior în anii 2000. Brandingul Russian Airlines pare să fi fost și mai puțin permanent, iar sursele primare adesea sunt contradictorii în ceea ce privește natura și chiar numele subdiviziunii. Deci, pentru a rezuma puțin, ce s-a întâmplat? A venit frumos momentul în care Uniunea Sovietică a fost desfințată, ca să zicem așa, și rușii și-au dat seama, băi, ca să putem fi competitivi la nivel internațional, trebuie să cumpărăm avioane, trebuie să cumpărăm niște avioane care să se potrivească cu modul de călătorit pe care îl avem noi în Rusia. Au cumpărat A310-le și au făcut această companie cumva separată, Russian Airlines, pentru ca această companie să se ocupe strict de zborurile internaționale. Astfel încât în momentul în care, să spunem că cineva din America voia să zboare în Hong Kong și trecea prin Londra, respectiv Moscova, să nu mai zboare cu Aeroflot, să zboare cu Russian Airlines. Trebuie să înțelegeți că brandingul, mai ales în aviație, este extrem de important. Și vă dau un exemplu foarte simplu. După ce a fost nebunia cu Malaysian Airlines, cu cele două avioane care mai puțin de, nu știu, 2 ani de zile au căzut, vreți să vă spun câți oameni s-au oprit sau au refuzat să zboare cu Malaysian Airlines? Foarte, foarte mulți, peste 35% conform unor statistici pe care le-am citit. Și de aceea rușii au zis, bă, hai să facem o companie separată, selectă, le dăm străinilor accesul la A310 și la servicii super tari și, în funcție de cum merg lucrurile, luăm ce învățăm prin această companie nou creată și aplicăm la compania mamă, la Aeroflot, și standardizăm, sau mai bine spus, schimbăm standardul pe care îl avem și la nivel național. În total, divizia A310 Aeroflot era compusă din 5 aeronave închiriate de la un holding și matriculate în Franța. Pilotarea acestor avioane era responsabilitatea unui cadru de elită format din mai puțin de 24 de piloți selectați pentru a fi primii din Rusia care au fost instruiți în străinătate pe aeronave occidentale. Divizia A310 a fost comercializată la nivel mondial cu accent pe serviciile sale prietenoase, cabine confortabile și piloți experimentați. Iar după ce zborurile au început în a doua jumătate a anului 1992, primirea a fost pozitivă. În februarie 1994, lumea zicea așa, că oamenii de afaceri occidentali care au folosit avioanele A310 ale transportatorului rus au declarat că au fost impresionați de nivelul serviciilor și de profesionalismul echipajelor. Am zburat cu A310 de mai multe ori pe ruta Londra-Moscova-Hong Kong și am fost plăcut surprins de serviciile bune din timpul zborului, a declarat un antreprenor britanic cu relații extinse în fosta Uniune Sovietică. Sper că acest nivel de servicii va fi transferat și la restul noii Aeroflot. Acest om de afaceri care a dorit să rămână anonim nu putea să știe că mai puțin de 2 luni mai târziu, serviciul Aeroflot Londra Moscova, Hong Kong avea să se prăbușească de pe cerul Siberiei din cauza a ceea ce s-a dovedit a fi un act de neprofesionalism fără precedent. Repet, act de neprofesionalism fără precedent. În seara zilei de 22 martie 1994, echipajul zborului Aeroflot 593 cu destinația Hong Kong s-a prezentat la serviciu pe aeroportul internațional Sheremetyevo din Moscova. Avionul Airbus A310 care opera zborul sosise mai devreme de la Londra cu mai mulți pasageri de legătură, dar a doua etapă a călătoriei era mai puțin aglomerată, cu doar 63 de pasageri la bord, inclusiv numeroși oameni de afaceri și câțiva angajați Aeroflot care nu erau de serviciu. Acestora urmau să li se arăture 12 membri ai echipajului, dintre care 9 însoțitori de zbor și un echipaj de cabină suplimentat de 3 persoane.
formate din comandantul de aeronavă Andrei Victorovici Danilov, în vârstă de 40 de ani, copilotul Igor Vasilievici Piscariov, în vârstă de 33 de ani, și comandantul de rezervă Iaroslav Kudrinski, în vârstă de 39 de ani, a căror prezență a permis piloților să-și rotească posturile fără a depăși limitele timpului de serviciu pe parcursul zborului de aproape 14 ore. A fi pilot pe serviciile internaționale ale Aeroflot venea cu anumite beneficii pe care puțin și le puteau permite în condițiile economice din Rusia în 1994. Printre acestea se numărau biletele gratuite sau reduceri foarte mari pentru familiile piloților, oferind soțiilor și copiilor membrilor echipajului A310 o ocazie unică de a vedea lumea într-un moment în care marea majoritate a rușilor nu puteau să o facă. În noaptea de 22 martie, comandantul de rezervă Kudrinski s-a folosit de această politică pentru a-și aduce copiii în prima lor călătorie în străinătate. Eldar Kudrinski, în vârstă de 15 ani, și sora sa Iana, în vârstă de 12 ani, se aflau printre cei 63 de pasageri și fuseseră plasați în grija colegului de zbor și a pilotului Aeroflot aflat în timp liber, Vladimir Makarov, a cărui fică se afla și ea la bord. Deci avem 3 piloți care se vor roti de-a lungul acestui zbor. Mai avem un pilot în spate care practic nu are rol de pilot, e mai mult un însoțitor de zbor care se folosea la fel de aceste avantaje pentru a putea călători, iar Kudrinski, care în momentul de față va deveni cel mai important personaj sau al doilea cel mai important personaj al poveștii noastre, și-a adus copiii astfel încât să se bucure de această călătorie fascinantă cu Airbus-ul A310. La ora 13:39, zborul 593 a decolat de pe aeroportul Sheremetyevo și a urcat la altitudinea de croazieră de 10.100 de metri, aproximativ 33.000 de picioare. Comandantul Danilov și copilotul Piscariov se aflau la comenzi și urmau să rămână așa pentru următoarele câteva ore. Și da, știu că ăsta nu este un Airbus A310, este un Airbus A350 și este cel branduit de Air France. Am încercat să găsesc unul cu Aeroflot, doar că n-am găsit. Și de acum înainte, pe măsură ce o să avansăm și o să vorbim mai mult despre accidente aviatice, ne vom folosi acest prim avion, pentru că mi se pare și interesant, deoarece pot să vă reamintesc de primul video pe care l-am făcut cu Air France 447. Găsiți video în descriere. În momentul în care începe înregistrarea din cockpit, asta tot cade, mă, din cockpit voice recorder, la ora 17:26 de minute, Danilov se întorsese deja în cabină pentru a dormi, cedând locul comandantului de rezervă Kudrinski, care avea să rămână în cabina de pilotaj până la Hong Kong. Piscariov se afla încă pe scaunul din dreapta și nu ar fi trebuit să-l predea până aproape de finalul zborului, permițându-lui Danilov să se întoarcă. În acel moment se aflau încă deasupra Rusiei, la mare înălțime deasupra Kemerovo Oblast, din sudul Siberiei, în apropiere de orașul Novokuznetsk, cu foarte multe ore de zbor încă de parcurs. Evenimentele au început să se îndepărteze de normalitate la ora 17:40, când comandantul de rezervă Kudrinski a deschis cabina de pilotaj unor oaspeți foarte importanți, copiii săi. Însoțiți de pilotul și prietenul Makarov, aflat în timp liber, Iana și Eldar au intrat în cabina de pilotaj la invitația tatălui lor pentru a vedea pentru prima dată avionul A310 foarte avansat. Entuziasmat să se afle în cabina de pilotaj și uimiți de gama vastă de ecrane computerizate, copiii au fost încântați de la început, o chestie normală. Timp de câteva minute, Kudrinski a explicat diverse aspecte ale avionului și ce îl face special, dar avea planuri și mai mari. Puțin mai încolo s-a întors către fica lui de 12 ani și i-a spus: "Nu ai vrea să stai aici în locul meu? Ți-ar plăcea?" Stați puțin. Copiii în cockpit. Copiii în cockpit, voi credeți că treaba asta este normală? Din păcate, în perioada respectivă, lucrurile acestea se întâmplau. Trebuie să înțelegeți că vorbim de acum 30 de ani și conform reglementărul aviației rusești, într-adevăr, aducerea de oaspeți în cabina de pilotaj a unui zbor de pasageri în timpul zborului nu a fost, nu este și nu va fi niciodată permisă.
Cu toate acestea, nu mai este nevoie să spunem că aducerea copiilor, de obicei băieți, în cabina de pilotaj în timp ce se aflau în aer, treaba asta deja era o tradiție de lungă durată în întreaga lume, înainte de stoparea ei de după 11 septembrie 2001. Dacă țineți minte, poate foarte mulți dintre voi care ați călătorit în cea de-a doua jumătate a secolului 20, poate vă aduceți aminte că ați primit asemenea invitații, era altfel zburatul atunci, se putea fuma în avion, taică-mi eu când am fost cu sora mea pentru prima oară la Kiev undeva prin, nu știu, 94, 95, 98, nu mai țin minte, îmi povestea că fuma acolo în spate, era complet altceva. După 11 septembrie s-au schimbat foarte, foarte mult regulile și de atunci nu mai are voie să intre altcineva în afară de echipajul de bord. Deși putea prezenta ocazional o distragere a atenției, faptul de a le oferi copilor o incursiune în cabina de pilotaj nu reprezenta în mod normal un risc grav pentru siguranță, mai ales că piloții nu aveau prea multe alte lucruri de făcut în timpul zborului la nivel în regim de croazieră. Dar în timp ce a invita copiii să vadă cabina de pilotaj este un lucru, a le permite să se așeze pe scaunul comandantului este cu totul și cu totul altceva. Deși și acest lucru se întâmplă din când în când, fără consecințe grave. Chiar și astăzi treaba asta s-a întâmplat. Ce vedeți acum pe ecran este o captură dintr-un filmuleț video în care arată un băiat de 10 ani care pilotează un avion de pasageri în Algeria în 2010. Piloții au fost suspendați. La invitația tatălui său, Iana s-a urcat pe scaunul din stânga al avionului A310 pe care Kudrinski îl eliberase câteva momente mai devreme. I s-a părut foarte greu să vadă peste tabloul de bord, așa că i-a spus, tată, ridică-mă puțin. Iar Kudrinski a ajustat înălțimea scaunului pentru a oferi o perspectivă mai bună. În depărtare, ultimele lumini ale regiunii miniere Kuzbas se estompau într-o întindere aproape nesfârșită de munți întunecați de noapte. Timp de câteva minute, Iana a întrebat despre diverse sisteme, iar Kudrinski i-a răspuns cu fidelitate. Apoi se pare că a venit o altă idee dubioasă. Hei, Iana, vrei să pilotezi avionul? A spus el. Hai, dă-i drumul, ia comenzile. În timp ce Iana își pune ușor mâinile pe manșă, tatăl ei se așează între scaunele piloților, cum ar veni în spate, întinzând mâna spre panoul de control al pilotului automat și a schimbat modul de control lateral al pilotului automat de la nav la selectarea direcției. O să vorbim mai așa și o să vă explic ce înseamnă chestiile astea. Pe tot parcursul zborului, avionul zburase pe pilot automat, cu canalul vertical în modul de menținere a altitudinii pentru a menține avionul la 10.100 de metri, în timp ce canalul lateral a navigat avionul de-a lungul unui șir preprogramat de puncte de parcurs care se întindea de la Moscova la Hong Kong. Deci avem două părți ale pilotului automat. Partea verticală se ocupă de altitudinea la care zboară avionul, iar partea orizontală îl ghidează pe o rută prestabilită. Trecând din modul nav în modul heading select, Kudrinski a dezactivat temporar această traiectorie reprogramată, permițându-i să direcționeze pilotul automat pentru a lua un anumit curs magnetic. Odată ce sistemul era în modul de selectare al direcției heading select, el a rotit pur și simplu butonul de direcție de pe panoul de control al pilotului automat cu câteva rotații spre stânga, iar pilotul automat a plasat avionul într-un viraj la stânga. Ca răspuns la comenzile pilotului automat, manșa s-a rotit spre stânga sub mâinile Ianei, oferându-i o simulare a ceea ce ar putea simți când pilotează avionul. După ce a lăsat avionul să vireze spre stânga pentru o perioadă de timp, ajungând la un unghi de înclinare de aproximativ 20 de grade, Kudrinski a reactivat din nou modul nav, iar pilotul automat a întors avionul spre dreapta pentru a relua ruta preprogramată. Adică a făcut exact inversul la ceea ce făcuse mai devreme, ca avionul să meargă normal. Trecuseră 7 minute și jumătate în care Iana și tatăl ei au purtat o conversație aproape continuă înainte ca fata să părăsească scaunul capitanului pentru a-i face loc fratelui ei cel mare, Eldar. Eldar, în vârstă de 15 ani, fiind băiat, a fost chiar mai entuziasmat de avion decât sora sa, iar Makarov, care se afla în spatele cabinei de pilotaj, a glumit. Eldar, hai să facem și noi o poză cu pilotul, pilotul fiind el. Și Eldar,
din scaun îi zice, wow, o să faci o poză, vrei să faci o poză? Și Makarov zice, da, asta fac. În timp ce probabil că mânuia un aparat de fotografiat. Eldar a stat pe scaunul lui comandantului timp de 3 minute înainte de a îndrăzni să întrebe, probabil făcând gesturi către manșă, pot să întorc și asta, să mă joc cu ea? Da, îi spune Kudrinsky fără ezitare. Se presupunea că el crede că, având avionul pe pilot automat, orice intrare pe care Eldar ar putea să o facă nu ar avea niciun efect asupra cursului zborului. Și într-un fel sau altul avea dreptate. Eldar și-a pus mâinile pe manșă, vorbim de anul 1994. Nu avem acel joystick, avem manșă. Așa erau atunci Airbus-urile. Și Kudrinsky îi spune, bine, fii atent la sol, uite-te în direcția în care o să virezi. Mergi spre stânga, virează spre stânga. Eldar a aplicat cu prudență aproximativ 10 kg de forță, întorcând manșa cu 3 sau 4 grade spre stânga. Inițial, pilotul automat a opus rezistență, pentru că el era instruit să mențină avionul pe curs. Cu toate acestea, câteva secunde mai târziu, Kudrinsky a comutat din nou pilotul automat în modul Heading Select și a folosit butonul de direcție pentru a introduce un curs spre stânga, determinând pilotul automat să vireze avionul spre stânga, în conformitate cu comenzile lui Eldar. Exact aceeași chestie pe care o făcuse și la Iana. Forța de reacție de pe manșă s-a relaxat până când a dispărut. Vedeți cum se întoarce? Spune Kudrinsky. Avionul virează spre stânga, vezi? Da, îi zice Eldar foarte fericit. După aproximativ 8 secunde, timp în care avionul deja ajunsese la 20-21 de grade de înclinare spre stânga, Kudrinsky întinde mâna spre butonul de direcție și l-a rotit din nou spre dreapta. Repet, exact aceeași treabă ca la Iana. Acum mergeți spre dreapta, spune el, ca să-și rea cursul. Reglați orizontul la normal pentru el, a intervenit Makarov, astfel încât avionul să meargă frumos, drept, fără niciun fel de problemă. Ca răspuns, pilotul automat a început să încline apoi în direcția opusă, rulând încet prin nivelul aripilor. Eldar l-a urmat, lăsându-și mâinile să se miște odată cu manșa, în timp ce se întorcea spre dreapta. În acel moment, Kudrinsky a comutat canalul lateral al pilotului automat înapoi în modul nav pentru a-și lua traiectoria planificată în prealabil. Înclinarea spre dreapta a crescut de la 6 la 15 grade, apoi a început să se întoarcă spre stânga în timp ce avionul se rostogolea în direcția prevăzută, prestabilită. Diferența majoră este că de data aceasta Eldar a ieșit din buclă. În loc să lase manșa să se rotească sub mâinile sale, a ținut-o pe loc, până la 3 sau 5 grade spre dreapta, ceea ce a făcut ca forța de reacție să crească pe măsură ce pilotul automat încerca să încline în direcția opusă. Eldar ținea spre dreapta, pilotul automat mergea spre stânga. Dacă ar fi avut timp, Kudrinsky ar fi putut observa problema și ar fi spus lui Eldar fie să dea drumul, fie să vireze în direcția opusă. Dar chiar în acel moment, Iana a început din nou să-l asalteze cu întrebări, așa că și-a îndreptat atenția către fica sa cu spatele la Eldar. Fica lui se afla în spate. În acest timp, forța de reacție de pe manșă a crescut până când, la ora 0:55 și 29 de secunde, canalul lateral al pilotului automat s-a deconectat în liniște. La fel ca multe alte sisteme autopilot de pe avionurile occidentale, dar spre deosebire, foarte important, spre deosebire de cele de pe modelele sovietice, canalele laterale și verticale ale pilotului automat pe A310 se puteau deconecta fiecare independent în anumite circumstanțe fără a-l afecta pe celălalt. Această caracteristică de proiectare nu fusese concepută pentru a fi utilizată în zborul normal. Ea exista doar pentru ca un pilot... Nu trebuie să mai folosesc chestia. Ea exista doar pentru ca un pilot să poată reacționa imediat în cazul unei abateri bruște de la zborul controlat în timp ce avionul ia pe pilot automat. Aplicarea unei forțe de ruliu de 11 până la 13 kg asupra manșei deconecta canalul lateral al pilotului automat în timp ce o cantitate similară de forță aplicată înainte sau înapoi deconecta canalul vertical, permițând pilotului să preia controlul instantaneu, fără a fi nevoit să lupte împotriva unui pilot automat care funcționează defectuos și fără a pierde timp căutând butonul de deconectare al pilotului automat. Adică dacă pilotul trebuia să facă o mișcare, trebuia să fie convins că pilotul automat nu îi se va opune mișcări respective în cazuri de urgență.
Asta este o caracteristică standard a aproape fiecărui pilot automat, dar la majoritatea modelelor sovietice, forța aplicată în orice direcție deconecta ambele canale simultan. Aici vedeți că cele două canale se pot deconecta separat. Aspectul insidios al acestei caracteristici pe A310 era că deconectarea unui canal, dar nu și a celuilalt, nu declanșa nici avertismente vizuale, nici cele sonore de deconectare a pilotului automat. Dacă, de exemplu, doar canalul lateral era deconectat, atunci nu numai că pilotul automat rămânea conectat, dar modul lateral selectat continua să fie afișat pe panoul de control al pilotului automat, chiar dacă pilotul automat nu mai deținea, de fapt, nicio autoritate de control lateral. Adică avem pilotul automat vertical, pilotul automat lateral. Dacă cel lateral se deconecta, unul la mână, tu nu erai notificat, nu era nicio alarmă, nu se întâmpla absolut nimic și mai mult de atât, tu când te uitai acolo pe panou, vedeai că pilotul automat este activat, canalul lateral părea activat și tu nu știai că această dezactivare a canalului lateral s-a întâmplat. O chestie extrem, extrem de greu de înțeles, dar așa funcționau avioanele, așa erau gândite atunci. Bun. În cazul de față, canalul lateral s-a deconectat atunci când forța de ruliu asupra manșelor a atins 11-13 kg și a făcut acest lucru fără niciun fel de avertisment. Datele de zbor au arătat că Eldar nu a fost singur responsabil pentru deconectare. Piskaryov, care se afla în dreapta, se ținea de manșă, probabil pentru a reacționa în cazul în care Eldar ar fi făcut vreo mișcare bruscă. Deoarece manșele erau legate între ele atunci pe Airbus, cum am povestit, el putea simți fiecare mișcare pe care Eldar o făcea. Prin urmare, este posibil să nu fi fost conștient că pilotul automat încearcă să întoarcă spre stânga și nu Eldar. În plus, pragul de deconectare a fost atins atunci când forța acumulată pe ambele manșe a atins 11-13 kg, ceea ce înseamnă că Eldar și Piskaryov ar fi putut aplica fiecare doar 5-6 kg de forță când s-a produs deconectarea, adică era și mai mult probabil că această deconectare se va întâmpla. În momentul în care canalul lateral s-a deconectat, un limitator de cuplu s-a activat pentru a decupla fizic dispozitivul de acționare a aeronului pilotului automat, împiedicându-l să efectueze orice intrare de ruliu. Acest lucru ar fi cauzat o modificare a forțelor de reacție asupra manșelor, deoarece rezistența opusă de pilotul automat a dispărut brusc. Dar nu era de așteptat ca Eldar să observe, iar Piskaryov a crezut probabil că modificarea reacției se datorează unei intervenții pe care a făcut-o Eldar. Ca urmare, nimeni nu a observat că în momentul respectiv pilotul automat nu mai conducea avionul, de fapt Piskaryov, și dacă e să o luăm pe aia adevărată, Eldar conducea avionul. Cu manșele poziționate la câteva grade la dreapta, față de centru, iar pilotul automat nu mai compensa, avionul a început încet să se încline spre dreapta, inițial la o rată de aproximativ 1 grad pe secundă. După puțin timp, probabil că Eldar, a rotit mai mult volanul, iar rata de ruliu a crescut la 2 grade pe secundă. Nu după mult timp, avionul a atins 30 de grade de înclinare, maximul normal în zbor, și apoi a continuat să se îndrepte, apropiindu-se de 45 de grade. În mod incredibil, în mijlocul discuțiilor din cabina de pilotaj, nimeni nu și-a dat seama că ceva nu era în regulă. Deci avionul așa zbura. Astea sunt 45 de grade, astea sunt 90, astea sunt 45 de grade, dacă vă dați seama. Și pentru că era noapte, nu aveau niciun fel de punct de referință afară, nu și-au putut da seama de treaba asta. Iar asta mie mi se pare șocant, pentru că eu mănânc la 45 de grade, șansele să nu-ți dai seama că avionul e întors sunt mici. Dar, într-adevăr, în momentul respectiv, nicio persoană din avion nu și-a dat seama, din cockpit. În fundal, cockpit voice recorderul l-a surprins pe Kudrinsky cum vorbea cu Iana. Yeah.
Vocea fetei se auzea slab în fundal, dar numai partea lui Kudrinski din conversație putea fi înțeleasă. Ce s-a întâmplat, Iana? Îi zice Kudrinski. Iana era puțin obosită, era plictisită. Pentru ea, gândiți-vă că a fi acolo un avion era drăguț, doar că nu era aceeași entuziasm pe care le avea Eldar. Dacă te duci să dormi, nu te duci să dormi decât în cabina de clasa 1. Te rog frumos să nu fugi acolo, pentru că dacă fugi, îi trezești pe oameni și o să ne concedieze, glumind Kudrinski. La 00:55 și 36 de secunde, Eldar a comentat brusc. De ce virează? Contrar așteptărilor, ea a fost primul care a observat că avionul se abătea de la curs. Kudrinski se întoarce de la Iana și îl întreabă, virează singur? Eldar zice, da, eu nu-i fac nimic, se mișcă singur. Dar de ce face asta? Spune Kudrinski, neînțelegând ce se întâmplă. Eldar îi răspunde sincer, nu știu, habar n-am. Am pierdut traseul? Întreabă Kudrinski. Neînțelegând pe ce se întâmplă. A, dar uite că din câte văd intră într-o zonă. Asta ce e? Un fel de zonă de așteptare? Sugerează Makarov, care se afla și mai în spate. Da, așa e. Din câte văd am ajuns într-o zonă, e o zonă de așteptare. A fost de acord Piscari. Vă spun imediat ce înseamnă această zonă de așteptare. Kudrinski nu e convins de asta și întreabă, oare? Așa e? Da, mă, bineînțeles, nu vezi? Se vede acolo că este o zonă de așteptare. Această zonă de așteptare, în mod normal, se petrece în mod următor. Pe afișajele de gestionare a zborului, traiectoria de navigație preprogramată fusese înlocuită cu o linie albă, curbă, în fața simbolului aeronavei, care se întorcea în cerc pe drumul pe care veniseră. Asta era pur și simplu traiectoria proiectată a aeronavei, dar nerealizând că pilotul automat nu mai controla direcția lor, piloții nu au luat în considerare această posibilitate. În schimb, ei au crezut că pilotul automat i-a plasat din greșeală într-un pattern holding area deasupra unui punct de navigație. Treaba asta se întâmplă în mod normal când, de exemplu, tu te apropii de aterizat și e foarte mult trafic pe aeroport, da? Și turnul de control spune, bă, vă punem într-un holding pattern, holding area. Și avionul acolo pur și simplu dă ture așa în jurul lui, astfel încât să aștepte, până când primește clearance-ul ca să poată să coboare. Și acum, pentru că pilotul automat nu mai știa ce să mai facă, schimbase și din punctul lor de vedere, ei cumva se întorceau și intrau în acest holding area. În timp ce piloții dezbăteau motivul virajului, unghiul de înclinare al avionului a crescut peste 45 de grade. Cu aripile incapabile să mențină portanța pe un unghi de înclinare atât de mare, avionul a început să coboare. Canalul vertical activ al pilotului automat, care fusese setat să mențină o altitudine de 10.100 de metri, a reacționat prin ridicarea botului și creșterea compresiei motorului. Deci avionul cădea așa, la 45, și a fost ridicat botul. Pe măsură ce a accelerat în viraj, forțele de gravitație de la bordul avionului au început să crească, presând ocupanții tot mai tare în podea. Băieți, ăsta a fost primul moment în care cineva și-a dat seama că e ceva nasol în cockpit, și anume Makarov a fost cel care a realizat că lucrurile se complică. Da. 45 de grade, vârful în sus, unde ajungem aici? Am vorbit în clipul anterior, ajungem la stagnare dinamică. Pe măsură ce pilotul automat se înclina în viraj, unghiul de atac, adică unghiul fluxului de aer asupra aripilor în raport cu direcția de plasare a avionului, a început să crească rapid. Dacă unghiul de atac devine prea mare, aerul nu va mai curge lin peste partea superioară a aripilor, ceea ce duce la o bufnitură puternică urmată de o staționare aerodinamică, deoarece aripile își pierd capacitatea de a genera portanță. Avionul cade și nu mai zboară. În câteva secunde, unghiul de atac s-a apropiat de pragul de intrare în pierdere de viteză, iar avionul a început să vibreze în mod alarmant. Țineți-o, țineți manșa, țineți-o, a strigat Kudrinski la Piscariov și la Eldar. Ca răspuns, Eldar a ținut manșa în poziția neutră, în timp ce Piscariov a încercat să încline înapoi spre stânga.
pentru că se lupta cu el, dar și pentru că fluxul de aer perturbat deasupra aripilor reducea eficiența eleroanelor, comenzile sale au fost ineficiente, iar avionul a continuat să se rostogolească spre dreapta. Neînțelegând de ce avionul nu reacționa, Piskarev a virat spre dreapta pentru a evalua răspunsul. Ca urmare, rata de roliu a accelerat rapid, ceea ce a făcut ca avionul să atingă o înclinare de 90 de grade în câteva secunde. 90 de grade cu botul în sus, așa cădea avionul. Viteza, viteza, exclamă Piskarev, întorcându-se spre Eldar. A strigat, virează în cealaltă direcție. Striga spre un copil de 15 ani. Eldar, virează în cealaltă direcție. Vă dați seama că Eldar săracul nu înțelegea nimic. Virează la stânga, virează la stânga, îi zice Kudrinsky. Virează la dreapta, spune Piskarev, amestecând direcțiile. Intervine Kudrinsky și spune, nu, nu vira la dreapta, tu trebuie să virezi la stânga. Du-te la stânga, l-a corectat pe Piskarev. În partea cealaltă, în partea cealaltă, la stânga, măi, la dreapta sau la stânga? Nu, trebuie să te uiți la stânga, avionul merge la dreapta în momentul de față. Tu nu vezi, întoarce la dreapta acum, nu te mai duce spre stânga. Astea sunt discuțiile care se aflau în momentul respectiv în cockpit. Două avertismente de alertă de altitudine au sunat pe măsură ce avionul a părăsit altitudinea programată. A început să cadă de la 10.100 de metri. Urmate de o alarmă puternică de deconectare a pilotului automat, deoarece manevrele lui Piskarev ce făcea acolo au depășit în cele din urmă pragul de deconectare al canalului vertical, deci în momentul de față avionul nu mai avea deloc control pilotului automat. Simultan, avionul intră într-un picaj, suferind o pierdere catastrofală de portanță, declanșând o alertă de pierdere de viteză timp de 4 secunde înainte ca alarma pilotului automat să o anuleze. În continuare înclinat între 80 și 90 grade spre dreapta, avionul a început să cadă în spirală cu botul înclinat în jos cu până la 50 de grade, ceva de genul ăsta cum vedeți voi. Forțele G au continuat să crească pe măsură ce spirala se strângea, făcându-i pe ocupanți să simtă de două ori greutatea lor normală. Putere maximă, putere maximă, putere maximă vrea ori la Piskarev, iar Kudrinsky a blocat manșa de accelerație înainte, astfel încât să poată cumva să iasă din această cădere. Am dat putere, am dat-o, a strigat Kudrinsky. Care este viteza? Nu văd instrumentele, nu pot să-mi dau seama, spune Piskarev. Viteza începea să crească din nou, dar din păcate se învârtea ca o sfârlează, coborând rapid cu botul îndreptat aproape direct spre sol. Lucrând cu furie la comenzi, Kudrinsky a reușit să stabilizeze unghiul de ruliu la 20 de grade spre stânga și împreună piloții au început să scoată avionul din picaj de la 90 de grade cu botul în jos la doar 20. Dar Kudrinsky abia a reușit să-și mențină comenzile. Scaunul său era de asemenea împins complet în spate, iar el având doar 1,70 înălțime, nu era suficient de înalt pentru a ajunge la comenzi în mod corespunzător din această poziție. Viteza este mare, a exclamat Piskarev. Este mare, nu-i așa, spune Kudrinsky. Prea mare, spune Piskarev. Am oprit-o, o să reduc viteza, spune Kudrinsky. Vom ieși, a spus Piskarev. La dreapta, piciorul la dreapta, viteza este mare, reduc puterea. Păi am redus-o, spune Kudrinsky. Din nefericire, chiar atunci când erau pe punctul de a-și reveni, creșterea tangajului a făcut ca viteza să scadă mai mult, iar o lovitură neintenționată la cârmă i-a trimis din nou într-o rotire violentă, de data aceasta clar mai strânsă decât înainte. Avionul s-a întors din nou în alt picaj, accelerând alarmant. Ușor, ușor, strigă Piskarev, la naiba, nu din nou, nu vira la dreapta, viteza, am pus ceva, aoleu, Kudrinsky a apăsat cârma înainte și înapoi oprind rotirea. Deși încă mai cădeau repede, o aparență de control începea să revină din nou. Ambii piloți au început să încerce să ușureze ieșirea avionului din picaj. Vom ieși acum, totul este în regulă, a spus Kudrinsky, trage ușor în sus, ușor în sus. În acel moment, rotirea s-a oprit în cele din urmă, iar botul a ajuns până la orizont. Încă mai cădeau rapid, dar rata de coborâre începea să scadă pe măsură ce ieșeau din picaj. Puțin mai mult timp și-ar fi reușit, dar era prea târziu. Într-o atitudine aproape plană și cu o rată de coborâre de 13.800 de picioare pe minut, zborul Aeroflot 593 s-a izbit de versantul unui munte acoperit de zăpadă, lăsând o amprentă teribilă prin pădure. Avionul A310 s-a dezintegrat complet, aruncând resturi în noapte cu o viteză uriașă în mijlocul unei mari scântei de foc. Câteva secunde mai târziu, ultimele rămășițe zburătoare ale epavei s-au oprit, zdruncinându-se și liniștea a coborât din nou peste sărbăticia siberiană cu
excepția doar a unui foșnet slab al flăcărilor. La 59 de minute după miezul nopții, controlorii din Novokuznetsk s-au pregătit pentru următorul raport de poziție programat a zborului 593. Dar acesta nu a mai venit. Avionul dispăruse de pe ecranele de radar, iar apelurile lor către zbor au fost întâmpinate cu o tăcere temută și de nesfârșit. Au așteptat cu sufletul la gură aproape 2 ore înainte de a primi în cele din urmă vestea. Epava în flăcări fusese văzută pe un versant îndepărtat al unui munte. O echipă de salvatori își croise drum pe o potecă îngustă de pământ până la locul faptei, unde o dungă în flăcări fusese sculptată pe un deal deasupra cochiliei goale de case din așezarea aproape abandonată de acolo. Bucăți de epavă căzuseră prin pădurea din afara localității, fragmente mici de cade de fuselaj, resturi de aripă, motoare și multe altele. În momentul în care salvatorii au securizat locul, era clar că niciunul dintre cei 75 de pasageri și membrii echipajului nu supraviețuise. Bucății din secțiunea de coadă a avionului A310 zac acum pe versantul abrupt al dealului unde s-au prăbușit. Au fost lăsate acolo pentru a comemora și pentru a nu uita niciodată acest eveniment. În afară de operațiunile de urgență, care au fost eficiente, răspunsul oficial la accident a fost haotic și dezorganizat. Numeroși oficiali ruși din domeniul aviației au dat declarații presei bazate pe speculații nebănuite și nefondate, care au pus la grea încercare credibilitatea observatorilor internaționali. Alții au insistat că avionul trebuie să fi fost dobrât de o bombă, pur și simplu pentru că a căzut brusc în timpul zborului de croazieră, în mod normal cea mai sigură parte a zborului. Descoperirea corpului intact al unei însoțitoare de zbor care purta o mască de oxigen a condus la primele teorii ale unei decompresii explozive, dar dacă cineva s-ar fi deprins din avion înainte de impact, ar fi fost dificil de găsit. Ancheta privind accidentul a fost condusă de Comitetul de Aviație Interstatală, sau MAC, un organism internațional de aviație creat în 1991 pentru a desfășura diverse activități de reglementare și de investigare în mare parte din fosta Uniune Sovietică. Deși organizația este acum cunoscută pentru rapoartele prolixe, detaliate și ascuțite, aceasta a fost una dintre primele sale investigații majore, iar abilitățile sale nu erau încă testate. Cu toate acestea, anchetatorii nu știau că răspunsurile aveau să vină într-un mod șocant imediat ce au ascultat înregistrarea din cockpit voice recorder într-o instalație din Franța la aproximativ 2 săptămâni după accident. Cockpit voice recorderul a lăsat puține îndoieli că piloții au pierdut controlul în timp ce comandantul Kudrinsky le demonstra capacitățile avionului copiilor săi și că, în diferite momente, copiii au stat efectiv în scaunul comandantului și au manipulat comenzile. Această știre a ajuns aproape imediat în presă, dar într-o formă incompletă. Și-a urmat tot felul de zvonuri nebunești, diverse ziare susținând că piloții au părăsit complet cabina de pilotaj cu copiii la comenzi, că Makarov, pilotul care călătorea ca pasager, a intervenit într-o încercare nereușită de a salva avionul și că Eldar Kudrinsky se afla sub influența unor medicamente eliberate bază de rețetă. Aberații. La rândul lor, reprezentanții MAC, nesiguri și neștiind cum să reacționeze și panicați de scurgere de informații, au negat categoric că vreun copil ar fi atins vreodată comenzile. Aeroflot a mers atât de departe susținând că rapoartele privind prezența copiilor în cabina de pilotaj erau minciuni calumnioase menite să afecteze reputația companiei aeriene, cum a fost și la Cernobâl, cum fac în general rușii. O parte din cuvântul Aeroflot era încă vizibilă pe o parte a fuzelajului. Când am văzut poza asta, pe mine pur și simplu m-a șocat treaba asta. În cele din urmă, MAC nu a putut nega evidența. Deși au căutat cu sârguință alte explicații, toate testele și analizele lor indicau o singură secvență posibilă de evenimente. Problemele de la bordul zborului au început odată cu decizia capitanului Kudrinsky de a-și invita copiii în cabina de pilotaj. Această primă decizie a fost, din punct de vedere tehnic, contrar regulilor care interziceau accesul vizitatorilor inutili în cabina de pilotaj, dar aceasta a fost poate o scăpare scuzabilă. Nenumărați piloți din întreaga lume făcuseră același lucru și nu se întâmplase niciodată nimic rău.
În orice caz, astfel de vizite au ajutat la insuflarea dragostei pentru aviație în generațiile următoare. Ceea ce cu siguranță a fost ceea ce Kudrinsky a încercat să facă atunci când a decis să le arate avionul copiilor săi. De asemenea, este posibil ca el să-i fost motivat de mândria față de A310, neputând rezista tentației de a uimi un public impresionabil cu tehnologia avansată a acestui avion Airbus. În următoarele secunde însă, Kudrinsky a ridicat în mod constant miza, trecând de la o judecată îndoielnică la un neprofesionalism flagrant. Decizia de a-i lăsa pe Iana și pe Eldar să stea pe scaunul său a fost în mod evident nesăbuită, deși din nou nu era primul din industrie care o făcea și nu se întâmplase nimic rău în trecut. Anchetatorii au avut mai multe probleme cu eșecul lui Kudrinsky de a reduce riscul pe care și-l asumase. Atunci când a părăsit scaunul său, ar fi trebuit să predea în mod oficial controlul lui Piscariov și să-l informeze pe copilot despre ceea ce avea de gând să facă, astfel încât acesta să fie pregătit să reacționeze. În schimb, el s-a lansat pur și simplu în demonstrația sa fără să vorbească cu Piscariov. Acest lucru avea să joace un rol important mai târziu, deoarece Piscariov nu era pregătit de a lua controlul avionului în cazul ar fi fost necesar. În special prin faptul că și-a lăsat scaunul în poziția cea mai din spate, era foarte relaxat, de unde nu putea să ajungă la unele dintre comenzi. După ce îl pusese deja într-o situație riscantă, Kudrinsky și-a completat seria de decizii dubioase cu cea mai mare tâmpenie dintre toate. I-a dat lui Eldar, fiul său de 15 ani, permisiunea de a face intrări folosind manșa. Este de la sine înțeles că Eldar nu era un pilot calificat și ca îi permite să controleze avionul era în mod evident ilegal. Anchetatorii își ținuseră mare parte gura în acel moment, dar asta a fost pur și simplu prea mult. În raportul lor, Mack a scris că decizia lui Kudrinsky de a lăsa pe Eldar să mute manșa a arătat o nepăsare totală și o ignoranță irresponsabilă față de siguranța zborului, rezultatul unei discipline slabe și a unei ignoranțe flagrante a regulilor conținute în reglementările aviației civile. În timp ce Eldar manipula comenzile, el și Piscariov au aplicat din greșeală suficientă forță pentru a dezactiva canalul lateral al pilotului automat. Aici Mack și-a îndreptat criticile către Airbus, punând sub semnul întrebării conformitatea proiectului cu reglementările rusești, care prevedeau că activarea, dezactivarea sau schimbarea modului oricărui sistem de pilotaj automat să fie însoțit de o indicație corespunzătoare și cu orientările Organizației Aviației Civile Internaționale, care prevedeau că trebuie să existe o indicație corespunzătoare pentru orice schimbare sau dezactivare involuntară a unui mod. Cu toate acestea, în realitate, această deconectare parțială nu a fost însoțită de niciun avertisment și de nicio indicație și chiar, de fapt, afișajul modului de pilot automat ar fi continuat să sugereze că modul nav era activ, deși nu era. În mod evident, Airbus nu a luat în considerare posibilitatea că piloții să deconecteze din greșeală un canal, dar nu și pe celălalt. Sau a presupus că nu ar fi fost maluc dacă ar fi făcut-o. O presupunere care ar fi trebuit să se dovedească a fi greșită din 1972, când zborul 401 al companiei Eastern Airlines a coborât în The Everglades din Florida după ce piloții au deconectat accidental canalul vertical al pilotului automat al avionului Lockheed L-10111 în timp ce încerca să repare un bec spart. Acela este un caz complet diferit pe care poate că o să-l abordăm la un moment dat. La fel cum becul a distras atenția echipajului avionului Eastern Airlines, prezența copiilor în cabina de pilotaj a distras atenția echipajului zborului 593 al Aeroflot, în timp ce aceștia răspundeau cu entuziasm la întrebările adresate continuu de curioasa Iana. Nimeni nu monitoriza instrumentele, cu excepția se pare a lui Eldar, care a fost primul care a observat că avionul se înclina excesiv. Totuși, după ce au fost alertați de problemă, piloții nu au respectat principiul pilotează, navighează, comunică. Au încercat să afle de ce vira avionul înainte de a încerca să-l oprească. Acest lucru s-a datorat probabil faptului că ei au crezut că pilotul automat era activat și nu au considerat că pilotul automat ar putea face ceva periculos pentru traiectoria de zbor, ceea ce le-a readus sentimentul de siguranță și le-a redus sentimentul de urgență.
În momentul în care Piscario va încerca să corecteze unghiul excesiv de înclinare, avionul începuse deja să intre în pierdere de viteză. Iar fluctul de aer perturbat a făcut ca eleroanele să fie aproape inutile. Dacă ar fi intervenit cu 6 secunde mai devreme, și-ar fi revenit cu ușurință, dar în cele din urmă a fost prea târziu, iar avionul a început să intre în spirale necontrolate spre interior. Un sistem automat a scos avionul în pierderea de viteză, iar Piscario va reuși să iasă din picaj, dar a colectat prea mult, cum v-am spus mai devreme, permițând avionul să se încline prea abrupt. Probabil în parte pentru că nu a putut ajunge fizic suficient de departe pentru a împinge botul în jos, după ce l-a împins în sus. Deși este posibil ca el să fi fost dezorientat și de tranziția rapidă de la coborâre la urcare. Kudrinsky a vrut să intervină pentru a ajuta, dar mai întâi trebuia să-l scoată pe Eldar din scaun, ceea ce inițial era imposibil din cauza forțelor de gravitație. Din nefericire, intrările lui Piscariov au dus la o a doua pierdere de viteză care s-a transformat într-o pierdere de viteză în spirală din cauza unei intrări intempestive a cârmei drepte. Când s-a ridicat Eldar și a apăsat pe cârma dreaptă din greșeală pe pedala și a orientat cârma spre dreapta. Acest lucru nu ar fi putut veni de la Piscariov, ale cărui picioare nu puteau ajunge la pedale, astfel încât Mac a emis ipoteza că Eldar a călcat pe pedală în timp ce părăsea scaunul. După ce și-a recăpătat controlul, Kudrinsky a făcut o treabă decentă de recuperare din pierderea de viteză în spirală, dar a ieșit prea agresiv, ceea ce a făcut ca viteza lor să scadă până când o orientare greșită a cârmei pentru a doua oară a trimis avionul într-o a doua rotire chiar mai gravă decât prima. În mod tragic, anchetatorii au observat că după prima rotire, când Kudrinsky a redus avionul într-o poziție de 20 de grade cu botul în jos și 20 de grade spre dreapta, recuperarea ar fi fost asigurată dacă ar fi lăsat pur și simplu comenzile. Principiile aerodinamice ar fi făcut ca avionul să revină de la sine la nivel din acea poziție. Dar în panică, Kudrinsky nu a readus niciodată comenzile în poziția neutră, iar derapajul s-a reluat. Kudrinsky a executat din nou cu succes o redresare a rotirii, dar până la finalizarea manevrei nu mai avea o atitudine, iar avionul s-a lovit de sol. Încercările repetate și nereușite ale piloților de a recăpăta controlul au evidențiat importanța antrenamentului pe răsturnare și recuperare, care învață pe pilot să zboare din altitudini neobișnuite ale aeronavei. În cele haptului că erau cei mai buni dintre cei buni de la Aeroflot, niciunul dintre piloți nu a urmat această pregătire și niciunul dintre ei nu mai încercase vreodată să recupereze după o răsturnare cu un unghi atât de mare de înclinare. Dacă ar fi făcut-o, poate că rezultatul ar fi fost complet altul și poate că toți acești oameni nu ar fi murit. Anchetatorii au criticat de asemenea pregătirea oferită piloților de către Airbus în timpul tranzițiile lor pe A310. Această instrucție nu a menționat deloc faptul că pilotul automat se poate deconecta parțial și nici nu a fost explicat în mod clar în manualul de operațiuni al echipajului de zbor. Când Mac și-a publicat concluziile în noiembrie 1994, dovedind că cei care au provocat accidentul au fost copiii din cabina de pilotaj, reputația Aeroflot a fost grav afectată. Reputația profesională a echipajelor de pe A310, foarte lăudată internațional, a fost lăsată în paragină. În schimb, accidentul a fost o acuzație condamnabilă la adresa aviației Noua Rusie. Dacă cei mai derită piloți de la cea mai bine organizată companie aeriană din Rusia au putut prăbuși un avion într-un mod atât de nesăbuit și inutil, ce se mai poate spune sau dacă se mai poate avea încredere în celelalte companii aeriene ruse? Statisticile arată că în anii 1990 răspunsul la această întrebare a fost unul negativ. De fapt, nivelul de siguranță al aviației în Rusia a scăzut dramatic de la nivelurile sovietice târzii, începând cu 1991 și nu a început să se redreseze decât aproximativ în anul 2010. În ceea ce privește divizia specială A310 Aeroflot, raportul final s-a dovedit a fi un semnal de alarmă, iar Russian Airlines a fost absorbită fără ceremonii înapoi în compania mamă în 1995. Au fost aduse alte câteva îmbunătățiri în materie de siguranță, cum ar fi includerea de informații despre deconectarea parțială a pilotului automat în timpul instruirii piloților de pe A310. Dar ce ar fi putut făcut pentru a preveni ca piloții altfel competenți să facă astfel de erori grave de judecată?
Nu se știe. Deși experții în siguranță au cerut mai multă disciplină din partea piloților ruși, nu a existat niciodată o soluție magică care să o insufle și nici nu există nici acum. De mai jos asta textul repede. Mai sus puțin? Așa, gata. Astăzi, prăbușirea zborului Aeroflot 593 se află în conștiința populară. Povestea este deseori repetată, de obicei cu detalii lipsă sau distorsionate, deoarece sursele primare sunt puține. Practic, fiecare relatare se bazează în cele din urmă pe informații limitate conținute în raportul final neobișnuit de scurt de 22 de pagini al MAC, care nu clarifică toate întrebările noastre cele mai arzătoare. Cu toate acestea, suntem atrași de această poveste a unui tată mândru care își arată avionul copiilor săi nerăbdători, deoarece este profund demn de relatat. Chiar dacă Iaroslav Kudrinski a comis un act de mare imprudență, înțelegem de ce a făcut-o. Înțelegem că a fost prins în momentul respectiv, împins înainte de mândrie și entuziasm, luând încet încet decizii din ce în ce mai periculoase în mijlocul unei situații de automulțumire. Empatizăm cu teroarea pe care trebuie să o fi simțit în ultimele minute ale zborului, știind că se luptă pentru a salva nu doar viața sa și a pasagerilor, ci și viețile fiului și fiicei sale iubite. Și plânge pentru mama lor rămasă acasă la Moscova pentru a afla că întreaga ei familie a fost pierdută, izbită de o munte în Siberia, nu din cauza unei defecțiuni mecanice bruște sau a unei bombe a unui terorist, ci din cauza orbirii ciudate a unui tată rămas singur cu copiii săi. Această empatie unică este poate motivul pentru care cele mai multe relatări îl poziționează pe Kudrinski ca pe un erou tragic în sensul grecesc, mai degrabă decât pe personajul negativ al propriei povești. Se explică de asemenea de ce într-un act care rămâne controversat până în prezent, rămășițile echipajului au fost depuse într-un cimitir de elită din Moscova, alături de pompierii care au murit la Cernobâl. Iana și Eldar sunt cei îngropați acolo, unul lângă altul, cu o singură piatră funerară pe care chipurile lor sunt sculptate asupra imaginii trandafir. Văzându-i acolo, furia se topește cu tristețe. Cu siguranță, puțini piloți vor repeta greșelile lui Kudrinski. Prețul pe care l-a plătit a fost de neimaginat, iar această empatie pentru soarta sa este cea care ne permite să iertăm ceea ce pare de neiertat. Tatăl unei victime a spus așa: îi pot ierta pe piloți, pot să iert pe copii pentru că erau nevinovați. Acest om avea 39 de ani, iar în cei 39 de ani a avut o carieră de pilot exemplară. Da, dragi prieteni, aceasta este povestea zborului Aeroflot 593, o poveste extrem de tragică. Vreau aici la final să le mulțumesc celor de la Sutter Palace Hotel, un loc excepțional și că ne-au pus la dispoziție acest spațiu. Totodată vreau să-i mulțumesc și domnului Cezar care se află acolo în spate. Cezarao, good morning! Cezar e acolo frumos. Ideea este că mi se pare foarte interesantă seria asta și o să vreau din când în când să mai fac clipuri de acest gen. Vreau să aud și care sunt părerile voastre și dacă vi s-a părut interesant acest caz, sau dacă vi s-a părut mai interesant decât cel anterior. Vă mulțumesc, ne vedem în clipul viitor, la revedere, pa, pa! Gata!